sărbătoream câte un sfânt, ne aducem aminte de ecfonisul de la prima ectenie, ectenia mare, pe care o facem și la liturghie, dar și la alte slujbe, în care spunem că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea. Adică toată slava și închinăciunea se cuvine doar lui Dumnezeu. Atunci arătăm și arătând folosul mijlocirii Sfinților, ne-am oprit la un punct în care îi rugam pe Sfinți ca să ne ajute și în acest sens, ca să putem să aducem lui Dumnezeu toată slava, cinstea și închinăciunea, nu numai să mijlocească diferitele provocări, momente grele ale vieții noastre și atunci când suntem bucuroși, când vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu și în acele momente să ne ajute Bunul Dumnezeu, dar și Sfinții. Iar Sfântul Simeon arată cum am putea să aducem această slavă, cum slăvim pe Dumnezeu. Și anume, primul exemplu în acest sens și cel mai desăvârșit este însuși Fiul Său, Mântuitorul Iisus Hristos. Nu spunem că în Vechiul Testament n-au fost asemenea oameni, ființe, persoane, personalități. Ne gândim cum l-a slăvit chiar și Adam pe Dumnezeu în Rai. Apoi Avram, Moise și ceilalți oameni mari, sfinți, drepți ai Vechiului Testament. Dar Sfântul Simeon ne pune în față, de fapt, căci nu se slăvește altfel de către noi de cum a fost slăvit de Fiul Său. Fiindcă prin acela prin care a slăvit Fiul pe Tatăl Său, prin acela a fost slăvit și Fiul de către Tatăl Său. Dacă la tăierea voii și în momentul în care noi împlinim voia lui Dumnezeu, ne tăiem voia proprie, atunci și Dumnezeu ne împlinește voia noastră, pentru că de fapt noi facem voia lui Dumnezeu. Atunci voia lui Dumnezeu, bineînțeles că se va împleti cu voia noastră și aici, pe măsură ce noi slăvim pe Dumnezeu, și Dumnezeu ne va slăvi pe noi, pentru că pe măsură ce Fiul l-a slăvit pe Tatăl și Tatăl l-a slăvit pe Fiul. Și cum? Care au fost mijloacele prin care s-a slăvit Tatăl în Fiul? Iar acestea sunt crucea, sau mortificarea lumii întregi, primirea necazurilor, ispitelor și orice altceva din pătimirea lui Hristos. Purtându-le pe acestea în răbdare multă, urmând lui Hristos în patimile sale, slăvind pe Tatăl nostru Dumnezeu, ca ai fi ai Lui prin har și ca împreună moștenitori cu Hristos. Vorbele, desigur, că sunt foarte mari și puțin grele. Greoaie aș fi zis. Dar totuși dumneavoastră care veniți în fiecare seară la celelalte convorbiri din pateric, din catehism, din Sfânta Scriptură sau la orele de cultură de duminică seara, deja sunteți la oarecare înălțimea înțelegerii duhovnicești a lucrurilor. Când am făcut ultima cununie, dumneavoastră știți când, și fac comparație pentru că și slujba cununiei este cumva o revărsare a liturghiei și are izvorul, de fapt, în slujba învierii. Acolo, ca și în Sfânta Liturghie, se cere celor ce sunt de față, spor în viață, spor în credință, înțelegere duhovnicească a lucrurilor. Iată trei lucruri deosebit de frumoase. Spor în viață, spor în credință și înțelegere duhovnicească a lucrurilor. De aceea ziceam că dumneavoastră ați ajuns la această înțelegere duhovnicească a lucrurilor. Dar pentru aceasta trebuie să ne izbăvim cu desăvârșire și cu bună simțire de alipirea, de împătimirea de cele văzute. Nu poate purta fără întristare pricine de întristare dacă nu s-a dezlipit de cele văzute
de asemenea și unelțile venite omului de la dragi sau de la oameni. Cât e de grea întristarea. De aceea, între acele patru sau cinci, să zicem, păcate care debusolează și sufletul și trupul, este și întristarea, să zicem, de panică, de frică, de îndoială, de ură, întristare, angoasă. Și întristarea vine tocmai că ne-am lipit prea mult sufletul de cele pământești, fără să ne dăm seama că venim de la Dumnezeu, ne ducem la Dumnezeu. Într-o predică la doi tineri care au stat necununați, le-am spus ce s-ar întâmpla dacă la radio sau la televizor s-ar anunța că mâine e sfârșitul lumii. Câți nu s-ar spovedi, câți nu s-ar cununa, câți nu ar sta în genunchi, câți nu s-ar ruga, ar fi foarte aglomerat, cred că n-ar încăpea în biserică. Dar nu se știe pentru fiecare dintre noi când va fi sfârșitul lumii. Pentru că atunci când aveți experiență dumneavoastră, părinții dumneavoastră sau bunicii sau străbunicii, dacă sunteți mai tineri, au murit, au trecut în lumea celor adormiți, pentru ei lumea aceasta s-a sfârșit. Și pentru noi, dacă mâine plecăm la Domnul, lumea s-a sfârșit și atunci va depinde foarte mult cât ne-am lipit sufletul de cele pământești sau ne-am dezlipit de ele și am început să dăm slavă lui Dumnezeu și să trăim după voia Lui. Dacă în versetul 83 și-a dezlegat cineva sufletul de dorire și de poftele lucrurilor supuse simțurilor și și-a legat dorirea de Dumnezeu, nu numai că va disprețui banul și lucrurile din jurul lui, dar se va arăta fără întristare ca față de niște lucruri străine. Și durele venite asupra trupului său le va răbda cu bucurie și cu mulțumire cuvenită. Într-o seară știți că vă spuneam că a fost primar de București, medic, cardiolog, deosebit ca medic. Zicea într-un interviu că de la 40 de ani, dacă nu te doare ceva, înseamnă că ai murit. Părintele profesor Ilie Moldovan, de aleasă amintire, la vreo 80 și ceva, fiind la un interviu, împreună cu dânsul, pe drumul, cum se spune, până în prag și înapoi, l-am întrebat, părinte, dar ce vă doare? Și de acum să mă întrebați ce nu mă doare. Toate mă dor. În sensul în care, observați că de la o vârstă, faci rău și să mă întâlnesc lucruri care nu te dor, nu care te dor, pentru că toate încep să te doară. Și de aceea, observați că Sfântul Simeon spune de aceste lucruri că și durerile asupra trupului le va răbda cu bucurie și cu mulțumire cuvenită. Unele vin ca și provocare, altele vin ca bătrânețe, altele datorită unor păcate. Dar toate acestea să nu ne bage în spaimă, în frică, în disperare, în îndoială. Om îndurut puțin capul și trebuie să iau antinevaci, calmin sau nu știu mai ce. Păi las că trebuie să mă și doară capul puțin. Că de-aia da. Și alte și alte lucruri. E adevărat că dacă sunt boli care vine spre cronic sau boli cronice, trebuie să iei tratament. Da. Să pișca puțin o albină sau un țânțar și o gata acum. Dă-i cu penicilină sau nu știu ce medicamente care sunt, erau pe vreme, mai țineți minte, acum nu știu dacă mai este. Penicilina B și ce mai erau atunci. De aceea, deci, trebuie să avem grijă să răbdăm durerile cu multă mulțumire și cu bucurie. Acum, în următorul verset, aduce o idee foarte interesantă despre cel ce se socotește învățat în știința matematicii. Nu se va învrednici vreodată să privească și să cunoască tainele lui Dumnezeu până ce nu va voi mai întâi să se smerească
și să se facă nebun pentru Hristos, depănând odată cu părerea de sine și cunoașterea pe care a adunat-o, aceasta să o închine lui Dumnezeu. Că ceea ce face aceasta și urmează cu credință neîndoielnică înțelepților, în cele dumnezeiești se va numi. Și e povățuit de aceștia și va intra împreună cu ei în cetatea lui Dumnezeu celui viu. Acum am văzut foarte buni meseriași sau profesori și de asemenea foarte buni în ceea ce privește relația profesională cu ceilalți. Dar observați că nu-i de ajuns. Și acum spuneam cum psihoterapeut, dacă ai o apăsare, te învață ca 15 minute să respiri adânc și rar. Și noi am venit încă din vremurile străvechi cu această metodă de psihoterapie creștină, și anume în această respirație să-L pui și pe Doamne Iisuse. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește lui nepăcătosul. Și de aceea, pe lângă această învățătură de carte, această știință de matematică, fizică, economie, contabilitate, astronomie și alte lucruri pe care le învățăm și pe care poate le-am predat sau le predăm, e nevoie și de evlavie. Sfântul Ambrozie, am citit într-o carte despre pilonii credinței și a vieții noastre scrisă de arhiepiscopul de Alba Iulia, Irineu Pop. Și acolo am văzut că mai mare decât toate acestea, spune Sfântul Ambrozie și de asemenea Fericit Augustin, care a fost un convertit de la păcat la virtute, spun aceștia că evlavia este mai mare decât toate. Adică în sensul științelor și de asemenea în sensul intelectual al cuvintelor. Mi-aduc aminte de o întâmplare, o pildă, în care un călător a observat că se zidea o casă pe dinăuntru. La un moment dat s-au oprit toți din muncă și unul dintre muncitori a coborât, începea să se plimbe în jurul casei. Și călătorul a întrebat, ce se întâmplă, de ce s-a oprit din lucru? Păi acum este vremea mesei și oamenii se roagă. Și tu? Ce, eu nu prea sunt credincios. Eu mai bine mă plimb decât să mă rog. Dar tu ce faci pe aici? Uite, caut calea spre cutare oraș și am vrut să mă consult cu careva dintre voi. Păi uite, spun eu. Nu, n-am încredere în tine. Dacă tu n-ai stat și tu la rugăciune înainte sau după masă, n-am încredere. Spune altuia să coboare, să-mi arate calea. Pentru că tu nu poți să știi calea fără Dumnezeu. Ar putea fi legată oarecum această pildă de chestiunea evlaviei și a credincioșiei, fidelității față de Dumnezeu, care îți dă și verticalitate. Chiar în acatistul Bune Vestiri, în acel bucură-te, am zis, bucură-te pentru că tu ți-ai dorit să le cerești. Și de asemenea, bucură-te ceea ce te-ai lepădat de adâncul celor pământești. Adică am văzut acolo când am citit, pentru că se citește și la strană, ați văzut acatistul și câteva ecoase și condace, am văzut verticalitatea Maicii Domnului. Ei, cred că evlavia ne va da și verticalitate. Și în ultimul verset mi se relatează de Sfântul Simeon Nou Teolog o parte din versetul acesta și următoarele pe care le vom citi săptămâna viitoare, spunând că ucenicii oamenilor îi socotez nebun pe cei ce sunt învățați de Dumnezeu, căci aceștia fiind afară de lumina dumnezească, neputând vedea minunile din ea, pe cei ce se
pe cei ce se rășuiesc în lumină, îi văd învățați și învață cele ce iar îi socotesc rătăciți. Câte vreme ei înșiși sunt departe și nepărtași de bunătățile tainice ale lui Dumnezeu. Adică în sensul acesta, oarecum că necredincioșii și așa zise atei, în momentul în care văd pe oameni că se închină, fac mătănii, în orice împrejurare ar fi, îi cred nebun. Dar e bine ca să fim și nebuni în sensul nebun pentru Hristos, cum s-a considerat unul din atleții teologiei, și anume Sfântul Apostol Pavel, care a fost nebun pentru Hristos, s-a considerat în sensul acesta, atât în Atena cât și la Roma, atât în fața oamenilor cărora le propovăduia cuvântul Evangheliei, din o parte înțelepciunea acestei lumi, observați și în Epistola 1 Corinteni, capitolul 1, de asemenea încercând ca să le spună oamenilor de înțelepciunea divină, de Sofia divină, care de bună seamă că putem să spunem că este mântuitoare. Având deci aceste cuvinte și aceste principii, aceste idei de a ne tăia voia și de a face voia lui Dumnezeu, de a învăța de la Mântuitorul Iisus Hristos cum să-L slăvim pe Tatăl, așa cum l-a slăvit și El prin patima moarte și prin acele dureri pe care le-a răbdat pe cruce, a fost și El slăvit de Tatăl prin înviere. Și noi să încercăm să ne dezlipim cât putem pe măsura omenească mintea și inima de cele pământești și măcar din când în când, o dată, de două, de trei, de patru ori pe zi, să respirăm adânc și rar în rugăciunea lui Iisus, zicând: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul sau păcătoasa.